Un număr de 175 de secvențieri au fost făcute în săptămâna 13-19 decembrie, când au fost confirmate șapte cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, arată o analiză a Institutului Național de Sănătate Publică. Din cele 15 cazuri raportate până în 19 decembrie, două nu aveau nicio legătură epidemiologică menționată. Potrivit informării privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorarea, până la data de 19 decembrie au fost confirmate 15 cazuri cu varianta Omicron. 12 cazuri au avut istoric de călătorie în Africa de Sud, în Nigeria, în Tanzania, în Marea Britanie. Un caz a avut legătură epidemiologică cu un caz confirmat iar două cazuri nu au nicio legătură epidemiologică menționată. Dintre cele 15 cazuri confirmate cu varianta Omicron, 13 fusese vaccinate toate cu schemă de vaccinare completă. Intervalul dintre data finalizării schemei complete de vaccinare și data recoltării probei a fost de 65-325 de zile cu o medie de 203 zile și o mediană de 204 zile. Nu a fost înregistrat niciun deces la cazuri confirmate cu varianta Omicron. Până la data de 19 decembrie au fost raportate la INSP un număr de 7.794 de secvențieri, din care 175 în săptămâna 13-19 decembrie. Cele 175 de secvențieri au fost raportate de Institutul Cantacuzino, 80 și de Institutul Matei Baj, 95. Au fost confirmate 7188 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare, 1722 cu varianta Alfa, 11 cu Beta, 23 cu Gamma, 5417 cu varianta Delta și 15 cu Omicron. Până la data de 19 decembrie, rata de confirmare cu variante care determină îngrijorare a fost de 92%.